Bine v-am găsit, excelențelor, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor, în această zi importantă pentru Comana și importantă pentru poporul nostru și pentru prietenia cu poporul britanic, în care vom încerca să ne amintim împreună despre un moment istoric pe care am avut privilegiul să-l studiez și am avut și privilegiul să găsesc câțiva dintre martorii oculari ai acelor zile, în care, cred eu, în Comana s-a întâmplat ceva exemplar pentru întreaga civilizație europeană. În fața morții, acești oameni simpli, localnicii din Comana, și-au mintit despre valorile supreme într-o vreme când ecourile învierii nu se stinseseră încă. Vă doresc vizionare plăcută și singurul motiv pentru care lipsesc la acest eveniment important este responsabilitatea pe care o am într-un curs internațional legat de Facultatea Oxford, care mă va duce la multe meridiane distanță. Vă doresc vizionare plăcută și sperăm ca să ne îmbogățim împreună în urma vizionării acestui film. La revedere! Ne aflăm într-un punct strategic lângă Balta Comanei, unde în urmă cu 70 de ani erau staționate trupele germane antiaeriene, care aveau rolul deosebit de a apăra capitala și rafineriile ploiești, care erau bombardate de avioanele aliaților. Comănenii au beneficiat de un post radar făcut de nemți, care era în pădure la un kilometru de comună. De două în trei ore trecea, convoi după convoi, convoi după convoi, dar să știți că nu era prea pe sus, tare. Te uitai la ele, ziua, în special, te uitai la ele, că era jos. Bombardamente am avut la 10 dimineața, în fiecare zi, și noaptea, în jur de 11-12, în jur de 12 noapte. Într-o noapte, când avioanele engleze erau asupra comunei Comana, comunei Budeni, comunei Comana, comunei Grădiște, s-au dat niște ciocniri, niște lovituri. Și aici a fost ciocnire, aici, deasupra satului Budeni. Aici era Balta, la fel cum este acum, plină de apă. Venise apa mare, mare, mare de tot. La urmă, trecuse toate avioanele, la urmă a venit un avion, dar venise, cum să spun, mergea un reflector pe jos, uite, numai așa țesea, și două, uite așa îl înconjura și îl băga la mijloc și îl zăpăcea. Îl zăpăcea acolo. Și uite așa mă uitam la el. Mă uitam parcă așa cu văd în ochii mei. Noi eram pe Maidan, că e un imaș acolo, mai sus Budenii, și se vede totul. Atunci am văzut flacăra că a luat foc un avion englez în cădere. Ieșisem în curte, că atunci când bombarda ieșeam din casă,
Ne lua părinții, ne scotea afară și din toate zgomotele alea și urletele alea care s-auzea și bubuituri spre București, Trăznet, am văzut un avion care s-a izolat de grupul ăla de avioane, căzând în flăcări, rostogolindu-se pur și simplu. Dar vedeți, dumneavoastră, era cam de aici. Nu era chiar de acolo unde a căzut. De aici a fost lovit. E, atunci am ținut ochii și făcea flacărea. Când venea el cu viteza aia în jos, făcea ful, ful, să pierdea, știi, ful, ful. Avionul era la un kilometru de noi, în spatele nostru, cum a venit, și curgea flăcări din el. A trecut chiar pe deasupra noastră. Eu, de frică, m-am pus la pământ. Zbiereau sărmanii în avion. Din ce venea înspre jos, s-auzea și mai tare țipăturile. Și toată lumea atunci, și maică-mea, taică-mea, o, nu, cade pe noi, cade pe casă, cade pe casă. E la înălțimea care era, unde a fost el atins încolo, deci tot încoace căuta să vină. Stanley Clark, aviatorul, pilotul avionului RAF, a făcut posibil ca avionul să se ducă în baltă și să nu cadă deasupra comunei Comana, să distrugă jumătate din sat. Propria viață pentru salvarea a sute de vieți ale comănenilor. Și ei, avionul a căzut în mijlocul beții, chiar acolo, uitați-vă dumneavoastră, unde suful se termină, acolo este, nu-i mare distanță de aici, să tot zic că ar fi 600 de metri, 700 de metri de locul unde dumneavoastră filmați. A căzut, a intrat în pământ, în omul, înțelege el. Ca copil, ieșeam pe podul soțelii și avionul era căzut pe acolo. Și când a căzut odată în apă, am zis că se cofândă pământul, s-a cutremurat pământul, viteza aia mare. Și am mai văzut odată o flacăre mare, de ajuns, ziceam că e la cer. Și am mai făcut încă o dată o flacăre și gata, nu s-a mai văzut nimic. Decât numai un fum negru, astupase cerul. Dar un miros greu, un miros greu de nu puteam să respirăm. Și aveam un unchi care a plecat noaptea aia, 3 inși cu o barcă. Și când s-a apropiat acolo, dând, era și apa venită mare și de frică de asta, că a scofundat cu barca în apă. Și a venit înapoi. Zice, bine că am scăpat așa, dar nu ne-am apropiat, că acolo muream. De dimineață, fiind copil, am vrut să m-am luat o barcă și m-am dus să văd unde a căzut avionul. E, nu se putea, nu te puteai apropia pentru că ardea apa, era plăcări deasupra pe apă. Pentru că eu cred că pilotul, probabil că el a știut că nu a fost posibil pentru el să salveze vieții colegilor lui, dar a fost posibil să eviteze o catastrofă pe pământ în comunitatea din Comana. Și eu cred că a fost foarte posibil că el a făcut ce care a fost posibil pentru a salva vieții din comunitate. I-au scos, i-au dus acolo, uitați, la marginea satului, acolo era ieșire. I-am văzut jos unul lângă altul, 5 persoane, 5 ostași, 5 eroi, mai bine zis, care m-a luat plâns. Dar pentru ei este o victorie, după mine, că au fost eroi. Și, vedeți dumneavoastră,
i-a încărcat într-o căruță și i-au luat, i-au tratat frumos, i-au băgat în mănăstire, acolo. Plângea femeile, le era milă, se ducea și aprindea lumânări pe marginea malului și plângea pe englezi. Of, 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 au și ei părinți, au copii, au cutarea, suferă și nu știu ce. I-au pus în mauzoleul eroilor români din 1917-1920. I-am văzut acolo pus jos pe ciment, cu capul în interiorul bisericii acolo a eroilor și cu picioarele spre ușă. Erau 5 persoane, 5 trupuri neînsuflețite, cu costumele după ei arse, nu în totalitate, afumate, pe ochi rupți, arși, mâinile la fel arse. Foarte multe persoane, mă refer la femei, au plâns. A fost, cum e română, noi suntem un popor credincios și cu sufletul bun pentru, nu ca alte nații care nu seamănă cu noi. Și erau niște oameni voinici, niște oameni așa, nu știu cum să spun, dezvoltați, mi se părea niște oameni mult mai diferiți față de românii noștri. Acest mauzoleu le-a fost ultimul lăcaș în care ei au stat pe pământ, au fost înmormântați în cimitirul comunei Comana, au fost duși de părintele Nicolae Militaru. I-au slujit, i-au îngropat creștinește, da. Eu am impresie că românii nu erau răi, doreau încă pacea. Știți, și știa că acești oameni luptă pentru pace, pentru eliberarea țărilor noastre. Li s-au pus cruce acolo, semne cu numele, cu numerele care erau. Și știu după aceea că a venit o delegație militară sau civilă engleză, i-a deshumat și i-a dus în țara lor. Gestul comunității din Comana a fost un gest extraordinar, un gest de umanitate, dar și un gest de prietenie dintre Marea Britanie și România. Și pentru mine, ca ambasadorul al Marii Britanii, este și o plăcere deosebită și o onoare deosebită. Fiecare an, în primăvară, să vizitez Comana pentru a marca acest gest și pentru a da respect și aviatorilor noștri și comunității Comana, care le-a arătat respect aviatorilor noștri. Cred că a fost și eroismul aviatorilor, dar și eroismul comunității din Comana, fiindcă acest gest a fost un semn de curaj și făcut de această comunitate și eu cred că ei au arătat umanitatea comună dintre națiune. Deci a fost diferite motive pentru eroism și din partea Marea Britanie și din partea comunității din Comana. În ziua judecății, balta va spune realitatea celor
Noi ne-am purtat corect față de morți, adică nu i-am dat la câini, nu i-am pus pe foc sau nu știu ce, și i-am dus la cimitir și i-am îngropat. Acest fapt s-a întâmplat în preajma sărbătoririi învierii Domnului Iisus Hristos. Acest lucru ne dă speranța când și noi vom învia și ne vom duce la bunul Dumnezeu și ne vom uita unul la celălalt pentru faptele, pentru ceea ce am făcut și vom fi nu despărțiți, ci uniți într-un singur lucru, credința în Domnul Iisus Hristos, credința în Dumnezeu și vă fi pașnic, iar Prințul Păcii, Prințul care ne dă lumină, Prințul care ne dă tot ce e mai frumos pe pământ, Domnul Iisus Hristos, ne va privi cu alți ochi. Dacă aș avea ocazia vreodată să întâlnesc fiii acestor piloți, le-aș spune că părinții lor, deși decedați, au fost primiți ca niște eroi, nu au fost primiți ca niște dușmani, au fost înmormântați cu credință, nu cu ură și cu dușmanie, și pacea e mai bună decât războiul, ne-au rămas prieteni și speranțele românilor în general a fost la țările occidentale, Anglia și America. Dacă mai trăiesc din acești orfani ai eroilor, vă rog să puneți crederea în Domnul Iisus, cum l-am pus și eu. Și astăzi sunt fericită cu Domnul Iisus. Așa, nu o să mai fiți orfani, că aveți pe Dumnezeu ca Tatăl.